Prezența conștientă, deplină, mindfulness, o capacitate naturală pe care o deținem cu toții. Depinde doar de noi să o cultivăm, să o dezvoltăm printr-un antrenament adecvat și regulat. Rezultatele cercetărilor științifice validează starea de mindfulness, iar beneficiile sale asupra minții și corpului sunt numeroase. Crește energia și creativitatea, reduce stresul, dezvoltă atenția și concentrarea, optimizează capacitățile decizionale, îmbunătățește somnul sau o reduce hipertensiunea arterială. Aflăm de la Valerie Cioloș-Vilmon care sunt strategiile de atenție eficientă și cum se poate cultiva flexibilitatea mental-emoțională. Cu triplă formare universitară în științele naturii, dezvoltare socioeconomică și științe economice și cu un doctorat în economie, Valerie este coach și trainer recunoscut al programului de reducerea stresului prin mindfulness. O metodă folosită cu succes în medicină, educație sau în mediul de afaceri. La un moment dat nu mai găsești vocea ta. Și mindfulness intervine aici prin munca pe atenția. Și dacă tu ești atent, începi să faci corelație. Ce e bine? Ce e bine pentru tine? Ce e bine pentru alții? Și să găsești echilibrul care este. Nici să faci pe plac tuturor și să te uiți pe tine, nici să fii doar concentrat pe tine și să reușești să fii și. În acest echilibru care adeseori este unul de ajustare continuă, de fapt. Și mindfulness înseamnă să fii cu ceea ce este. Și nu deloc înseamnă să fii pe persoana perfect și nu, m-am enervat la telefon, am îmbrățișat enervarea și continuă. Și dacă este de refacut, tot o să trec prin asta. Mi se pare mult mai adevărat decât să pretind că sunt egal sau nu, vine emoția, o trăiesc conștient, uneori conștient, uneori mai puțin, dar nu înseamnă să neg. Că adesor, în ideea asta de perfecțiune, de fapt, există negarea emoțiilor. Valerie, bine ai venit în emisiune! Bine te-am găsit, Mirela! A învăța mindfulness este accesibil tuturor, pentru că ține de capacitatea noastră naturală, pe care o avem cu toții, atenția. Și de multe ori nu suntem atenți la atenția noastră. Ce înseamnă să fii o persoană mindful, în deplină conștiință? Mindfulness este când tu alegi să fii prezent, că uneori suntem prezenți că e o situație dificilă și atunci chiar toate sensurile și atenția ta e aici. Dar mindfulness este să alegi să fii prezent și aici este challenge-ul, adică este un fel de atitudine pe care o vei cultiva. Și asta poate câteva minute, 10 de minute, ori în șir sau cât se poate de mult. Și de fapt, noi când facem exerciții de mindfulness acceptăm că uneori nu suntem prezenți, dar faptul că ne dăm seama că nu suntem prezenți și revenim, tot e mindfulness. Ai nevoie de acest antrenament repetat și adecvat. Ce înseamnă a fi repetat și adecvat? Să detaliem puțin. E vorba de exerciții pe care le faci zilnic, conștient, și în viața de zi cu zi, dar și uneori când te retragi un pic și te așezi și stai un pic cu tine și te uiți la respirație, la corp și stai 10 minute, altfel încât cum faci sport? Când te duci, vrei să faci sport? Antrenezi mușchii. Da, și uneori te duci la sala, acolo faci conștient sport o anumită perioadă de timp și regulat. Exact, așa e și creierul tău. Și acolo vezi rezultatele. Dar vezi rezultatele și aici, la mindfulness, pentru că dovezile științifice asta demonstrează. În privința creierului, ce modificări au loc în corpul nostru, în mintea noastră și în spiritul nostru. Să vorbim despre aceste beneficii ale mindfulness. Beneficii imediat. Ai și beneficii pe termen mediu și lung. Pe termen imediat poți să fii tu, la un moment dat, să ai nevoie, să ai o situație stresantă și atunci să uvii de la o zi de lucru și cu toate cele și claxon de pe stradă, stai, dacă poți să-ți acord 10 minute înainte, chiar de a saluta familia, te duci undeva într-o cameră, stai cu tine, pui mâna pe piept, tu stai cu tine, pur și simplu. Efectiv, asta îți recablează creierul și, la un moment dat, începi să uiți un pic ce a fost și poți să fii de plin prezent, să te saluți, să te vezi cu familia și să trăiești viața de familie cum dacă ar fi începutul zilei. Pentru mine e ca și un reset. Și pe termen medie și lung sunt mai degrabă efecte, da, pe creierul, de exemplu, cum ai descris foarte, foarte bine,
De exemplu, acum știm că materia cenușii, densitatea de materia cenușii pe cortex neofrontal crește, deci capacitatea de atenție crește în general, focalizare, viteză de gândire. A fi prezent înseamnă a fi aici, nu în trecut, nu în viitor. Pentru că mintea noastră zboară de foarte multe ori în multe locuri și nu suntem prezenți. Și atunci ascultăm poveștile din mintea noastră. Cum facem să nu mai fim atât de captivi în acele povești? E foarte bine că subliniez acest lucru. Cred că totuși 90% de pe planet, oameni de pe planet, cred că sunt stăpâni pe vieții lor. Și puțin își dau seama de fapt că există un fel de maimuță sau o voce, sau sute de voci, sau zeci de voci, care de fapt ne influențează viața și uneori chiar o manipulez. Nu pot să spun altceva decât a manipula. Mintea noastră ne manipulează? Când noi credem când ce noi spune. Credem. Și când ascultăm mintea. Exact, când credem gândurile astea care spun fă-ala, așa trebuie să te îmbraci, așa trebuie să zici, așa trebuie să te comporți. Sunt și voce părinților, bunicilor, oamenilor, colegilor din lucru, de la lucru, de la televizor. Multe voci și la un moment dat nu mai găsești vocea ta. Și mindfulness intervine aici prin munca pe atenția. Și dacă tu ești atent, începi să faci corelație. Ce e bine? Ce e bine pentru tine, ce e bine pentru alții. Și să găsești echilibru care este nici să faci pe plac tuturor și să te uiți pe tine, nici să fii doar concentrat pe tine, să reușești să fii și. În acest echilibru care adeseori este unul de ajustare continuă, de fapt. Și cum ne găsim pe noi, da, vocea noastră autentică, în acele mii de voci care rulează în mintea noastră, în poveștile minții noastre? Cum facem să nu ne pierdem pe noi, vocea noastră autentică, în aceste povești din mintea noastră? E o întrebare, cred că și e o chestie de viață, nu? Poate că, ca și mulți, n-am ascultat, normal n-am ascultat vocea celor mai în vârstă, care deja au trăit. Și e bine să fie asta, am auzit vocea profesorilor. Și la un moment dat, apar un moment în care putem alege mai conștient, uite, am încercat asta, am încercat asta, uite, dar parcă reușesc mai bine așa. Și e adevărat că mindfulness pe mine m-a ajutat foarte mult să nu iau razna în toate vocile astea. E important, mai ales când apar aceste momente de decizii în viață, să te asculți pe tine, să-ți asculți vocea ta interioară, să-ți asculți corpul, să fii mult mai bine conectat. La asta te referi, că asta înseamnă această stare de prezență conștientă. Da, când vorbesc de alegeri, nu vorbesc de alegeri care uneori medicale sau și psihologie, adică uneori e important să fim și ajutat, dar să putem alege, uite, am nevoie de suport. Dar uneori nu știm din toate vocile astea de expert când trebuie să alegem ce aleg și cum fac alegerile astea. Și atunci conectarea la sine de a vedea ce simțim noi, ce simțim că e corect pentru noi, poate fi interesant de testat uneori, chiar să ne ascultăm intuițiile și vocea asta, această simțire interior. Mindfulness înseamnă și acceptare, să accepți ceea ce ți se întâmplă, să accepți lucrurile așa cum vin, mai ales în situația în care nu depinde de tine. Să accepți cu serenitate viața așa cum este, acolo unde tu nu poți să intervii sau nu ai capacitatea. Da, e foarte interesant această noțiune pe care o subliniez, Mihaela, că mindfulness ne invită să acceptăm ce este acum. De exemplu, uite, acum suntem aici, există alți oameni, există lumina cu tare, o temperatură anume. Ce pot să fac asta, fața de asta? Deocamdată, în momentul ăsta în care conștientizez, nu pot să fac nimic decât să observ și să conștientizez. După care pot să acționez. Dacă mi-e frig, ok, pun ceva pe mine. Dacă mi-e foame, ok, hai că mă gândesc unde să mănânc, ce să mănânc. Dar în momentul prezent, mindfulness ne invit la acceptare totală. De fapt, ne invit mai degrabă la observare la 360 de grade. Deschiderea câmpului. E o deschidere de câmp. Exact. Să fii, că adeseori suntem tensionat. Uite, el o să spună asta despre mine sau uite că o să vin subiectul ăsta acum în discuție, știi? Și atunci, dacă asta e despre viitor și când pun energie către viitor, nu mai am energie pentru a fi acum. Și atunci, e ca și în artă marțială, când ești fața unui adversar, să poți pune toată energia către momentul prezent, să fii aici, să-ți dai seama unde poate să mișc în dreapta, stinga. Dar tu deja speculezi
și pierzi firul. Dar dacă ești prezent, poate vezi un pic mușcul ăla care gestul ăsta și poți să-ți dai seama. Și acest prezent nu înseamnă acceptare a ce o să fii. Mai târziu este, vezi ce este acum și după ce tu alegi. Asta este pentru mine foarte important. Alegerea, liber arbitru, total. Aleg eu. Ai capacitatea de a decide, de a alege pentru tine în momentul prezent. Din momentul prezent. Din. Din această observație, din această prezență. Poți să alegi mult mai mult decât când nu ești prezent. Și se întâmplă de multe ori să fim concentrați și să ducem energia înspre exterior, înspre lucrurile din exterior, înspre oamenii din exterior și mai puțin înspre propria noastră persoană, înspre capacitatea noastră de a decide, de a schimba ceva, de a face ceva pentru noi. Aici e important și să fim, trăim într-o lume unde simt foarte stimul, dacă suntem în oraș. Foarte mult stimul, da. Foarte mult și și important să fim atenți, adică mergem pe strada, să nu cadem undeva. Sigur, normal, nu poți să fii deconectat de exterior. Da, deci e un grad, dar este și important și să fim, știu că noi facem un exercițiu cu profesorii mei de mindfulness, 50-50, 50% afară și 50% înăuntru, pentru a păstra o prezență. Că ce problem este când vin gânduri sau emoții, este să mergem către viitor și trecut. Asta face mintea ce mai mult timp. Da. Jumătate din timp arat studiile, plecăm către viitor și trecut. Și atunci, cum să fac să vin aici? Mă conectez la corp, sunt conștient, uite, mă mișc. Asta înseamnă că sunt în corpul meu și sunt prezent. Dar sunt și în fața ta, adică putem fi și. Pentru unii ar părea dificil asta. Cum să fiu atât de concentrat pe mine, pe ce fac eu, pe ce simt eu și să fiu și în discuție cu celălalt? Când nu, oamenii spun, eu mă focusez acum, mă concentrez doar pe discuția cu celălalt sau mă concentrez să rezolv diverse lucruri din exterior. Sunt aceste elemente. Da. Cum pot să fac? Pentru că există diferență între concentrare efectiv și starea de prezență conștientă. Facem aici diferențierea. Am văzut foarte mult oameni care îmi spuneau, uite, eu sunt prezent și la munca și lucrez continuu pe dosarul cu tare. Și întrebare, dar te duci să bei? Bei? Nu beau. Mănânci în alea 12 ore în care ai fost concentrat pe proiectul tău? Nu. Înseamnă că ai fost deconectat, ai fost focalizat pe ceva și problema este că acum văd că ai probleme de spate, că tu m-ai spus că nu poți să șezi drept. De ce? Că stau la birou tot timpul așa tensionat. Acolo nu mai e echilibru, adică de aceea a venit către corp este și a calibra creierul către momentul prezent, deci e alt fel de stare, dar plus că ești atent la semnalele. Corpul, când spune că e sete, nu e un moft. Când spune că te doare, nu e moft. Ok, poți să treci, faci skip acum, dar dacă o faci skip tot timpul, de fapt, tu începi să te deteriorezi corpul. Și așa apar și burnout. Nu mai ești atent la semnalele corpului. Bei cafe, 1, 2, 3, 5 pe zi, 10 pe zi. Ai senzația că îți produce energie. Exact, că de fapt așa simți, efectiv îți porește energie, dar negi semnale de corpului. Și corpul are și el un ritm, un bioritm. Și știu că nu e ceva de care vorbim mult în viața de zi cu zi. Trebuie să fii tot timpul top, tot timpul plin de energie, zimbitor, dar nu e așa. Și mai funcționează așa ne înveți. Să îmbrățișăm ceea ce este. Dacă cumva nu simt, mă simt bine, adică am nevoie un pic să mă odihnesc. Ok, odihnește-te, ce e problema asta? E un flux de energie în noi. Da, este un bioritm. Viața e plin de provocări, plin de lucruri care se întâmplă și tu nu ai vrea să se întâmple, de frustrări și mai funcționez, de fapt, ne invit să observăm asta. De fapt, de ce am barul frustrarea asta în mine? Ce m-a frustrat? Asta m-a frustrat. Interesant. Ok. Hai, cum aș putea să fac lucrurile altfel? Deci, o invitație la introspecție continuă și la un dans cu viața continuă. Cei care nu practică mindfulness și cei care, în general, nu sunt prezenți în viața lor, ar putea să întrebe, la ce îmi folosește mie să fiu mereu conectat așa cu mine și să fiu mindful și să am această stare de prezență conștientă? La ce îmi folosește prezența aceasta? E acest efect imediat. De exemplu, te-ai enervat, ai fost la magazin, te-ai certat cu cineva în rafturi, că, nu știu, o situație. Și tu poți să stai în supărarea asta
câteva ore, unii stau câteva zile. Își aduc aminte și a doua zi de ceartă aceea. Da, și dacă vorbești cu ei, spune, uite, așa am pățit, uite ce am pățit. Și atunci sau trăiești cu asta ore în șir, zile în șir, sau trăiești cu ea câteva secunde sau minute. Asta e mindfulness, să, de fapt să fii cu ceea ce este. Nu să fii cu ce ar trebui să fii sau crezi tu că ar trebui să fii. Și mindfulness înseamnă să fii cu ceea ce este. Și nu deloc înseamnă să fii pe persoana perfect și m-am enervat la telefon, am îmbrățișat enervarea și continuă. Și dacă este de refăcut, tot o să trec prin asta. Mi se pare mult mai adevărat decât să pretind că sunt egal sau nu, vine emoția, o trăiesc conștient, uneori conștient, uneori mai puțin, dar nu înseamnă să neg. Că adesor, în ideea asta de perfecțiune, de fapt, există negarea emoțiilor. Negarea... Reprimarea lor. Da, e ca și la chestia cu cafea. Adică neg, de fapt, rusel. Neg nevoia mea de a mă odihni. Și asta e paradoxal, dar cu cât acceptăm ritmul ăsta, up-down și emoțiile care vin și se manifestă în corp. Ok, vine supărare, miroșesc, vine să string sau string. Asta sau să, să răbufnesc. Dar important e cât timp stau acolo. Asta lucrează mindfulness, nu? Cum spuneai, pot să stau câteva ore în furie, în stres, în enervare, sau poate de pe zi pe alta, sau pot să trec în câteva secunde și să revin la starea de seninătate. Dar am experimentat furia, am trecut prin ea. Da, nu am să reprimez. Exact, da. Că ideea este să nu reprimez asta, să o trăim conștient. Dar nici să deversăm, adică nu invit oamenii să nici într-o parte, nici în alta. Exact. Să intrăm în acest echilibru. Și asta e autenticitate pentru mine, este a fi cu ceea ce este. Ok, am o emoție, ok, am o emoție. Ok, observ emoție și culmea este cât observ emoție, pleacă. Că ea a dat mesajul... Și-a anunțat prezența. Exact. Uite, am ascultat, am văzut, am luat în brațe. Ok, înțeleg că ți-e frică, că nu e ușor, nu știi ce va fi. Ok, am luat în considerație ce zici, o, și ea pleacă. E și o formă de eliberare aceasta. Da, da. Și de asta e mindfulness, este să trecem prin viața. Mi-a plăcut foarte mult în descriere, mindfulness spune așa, e acea stare care apare atunci când alegem să ne îndreptăm atenția asupra momentului prezent, fără judecate de valoare, cu deschidere, cu curiozitate detașată și cu bună voință. Dacă nu avem toate aceste elemente, înseamnă că nu suntem în starea de mindfulness? Așa e, așa e. Important foarte mult non-judecat. Vezi, non-judecat sunt niște gânduri care vin. Trăiești asta. Și non-judecat sunt bazat pe trecut. Și când spuneam de observare 360 de grade, de exemplu, vezi cineva, ok, poate simți o antipatie. Dar observ antipatia asta și dacă observ, poți să treci dincolo, vezi o persoană, ok, e îmbrăcată așa, nu zâmbește, ok, interesant, sau zâmbește. Devii mai descriptiv decât să pui etichet. Și dacă pui etichet, deja, într-un fel, îți limitezi opțiunile de... L-ai limitat și pe el, ca persoană. Exact. Și pe tine ca și interacțiune. Și pe tine ca interacțiune. Exact. Și ai putea să greșești total și să ratezi o oportunitate. Omul ăla poate să fie într-o situație delicată, de exemplu. Exact. Și, efectiv, tu te-ai limitat libertate. Că, de fapt, nu-ți las posibilitatea de a cunoaște omul și de a fi surprins. Și de asta curiozitatea asta e... O curiozitate conștientă, da. Și bunăvoință, de ce? Că bunăvoință e un fel de și de încădere față de viața. Dar non-judecata, cum lucrăm aici? Pentru că e cel mai ușor să judeci pe celălalt. Da. Și pe noi ne judecăm foarte, foarte des. Da, clar. Și aspru uneori. Ne judecăm aspru. Ce pot să spun în general? Și asta pentru mine a fost o mare surpriză. Asta e unul din lucruri pe care am observat la mine. Foarte clar că eu aveam un nivel de judecat trenuit la școală, conștient. Adică profesor ne învăța să judecăm, să avem o părere asupra tot. Trebuie să avem părere. Și eu fac de judecat. Și pot să spun că asta a fost una dintre rezultatele pe care le-am observat primii. Un dat, după câțiva ani, am zis, wow, adică sunt aici și nu mai am aceleași gânduri sau judecat asupra oamenilor sau locurile unde sunt. Sau că... Și efectiv pot să spun că m-a dat un chef de viață. Adică, wow, pot să descoper oameni, pot să descoper locuri. E foarte important ce ai spus acum. Lipsa judecății îți oferă o bucurie de a trăi. Da. Ești mult mai liber. Dar asta nu înseamnă să nu ai grijă. Adică uneori, tocmai fiind prezent, zici... Să fii prezent, da. Prudent.
dar persoana asta a spus ceva. Deja asta mi se pare un comportament toxic. Hai să observăm. Chiar e toxic. Adică când prezenți, da, nu înseamnă că tot e roz, dar se observă, să fii, să lăsi posibilitatea să poți fi deschis când este, când este cazul dincolo de judecați, dar când vezi că ceva nu e ok, să poți și să, să foarte conștient să fac un pas, să te protejezi sau să, să, să observi. Deci e, e ca și în arta marțială. Cum ar trebui să fie un profesor mindful, un profesor conștient? Pentru că e foarte important cum educi mai departe generații și generații de copii. Da, tocmai e interesant că am dezvoltat un program pe asta pe care l-am chemat Busol Interior, știi, pentru a ajuta profesor să fie mindful. Că un profesor mindful, pentru mine, în prezent, deja e inclusiv. Adică nu, dacă pui etichet pe un copil, că dacă are culoare de, de piele cu tare sau dacă nu e îmbrăcat ca și ceilalți, dacă dai o etichetă asupra copilului că asta nu e bun de nimic, cum am văzut recent, un coleg am văzut, așa i-a spus, s-a spus, ești bun de nimic. Copilul, el crede adult, că este referința. Știu că nu e ușor deloc pentru profesor, dar pentru dascalii, dar faptul că de a nu avea prejudecăți poți avea și surprize frumoase. Și plus că un profesor mindful e un profesor care are mai mult grijă de, de el sau de ea, fiindcă știi că în, în, la școală e o zonă de, o rată de, de, de burnout foarte ridicat. Da. Că e, o, e dificil să lucrezi cu oameni, e foarte obositor și cu copii. Și atunci e o modalitate de a te autoregla și dacă tu te autoreglezi emoțional și poți și cu copii să faci la fel și să, să există o, o calitate de prezență și de... Eu simt imediat când oamenii sunt mindful. Există o, o caldură, există o bunăvoință, chiar dacă... Și o fermitate anume, ok, până acolo a fost, punct. Poți să fii și. Și, dar această inclusivitate, adică dai șansă tuturor. Nu, nu pui o etichetă definitiv, gata. Dar în privința politicienilor, ei exersează starea de prezență conștientă? Există inițiativă. A fost inițiativ în Parlamentul European, în Parlamentul Britanic. Da, e, dar ar fi mare nevoie și... Și ei au mare nevoie, pentru că ei conduc soarta unei țări. Oh, da, e mare deciziile nevoie. Politicienilor sunt foarte importante, la fel cum și în cazul profesorilor. Știți că sunt medii super dură. Și atunci problema este că apar o fel de selecție adversă, oameni care sunt, rămân în politic sunt oameni care au pielat abacit și nu mai au empatie. Și, n-au empatie. Nu mai, pierde empatie, pierde. Uh-huh. Sunt studii care arată acest lucru și mi se pare că și noi, ca și oameni, când interacționăm cu politici, în loc să le punem în carcă toate nenorocirile din, din lume, a putea și noi să ne maturizăm ca și popor, ca și, ca și persoană, să, să ne asumem și noi o parte și să le cerem și lor să asum partea lor, dar nu tot. Dar ai, ai văzut și politicieni care sunt, care exersează mindfulness? Nu prea. Nu prea. De ce? Nu vor? Nu știu? Cred că și greu cu... E o presiune uriașă. În mindfulness se practică meditația. Meditația, care este o activitate vie, ai nevoie de determinare, de curaj, de exercițiu, de multă muncă. O activitate vie, îmi place mult definiția asta. Da. Bravo, da. Cum arată meditația în mindfulness? Meditația arată în multe feluri, că, de exemplu, acum putem, poate fi o meditație dacă suntem conștient. Meditația activă? Da, exact. Meditația activă, o meditație, noi spunem, informal, căci nu m-am propus acum să-mi fac meditație de la ora 10 către 10-20 sau 10-30, dar poți să fii dacă simt prezent, e o meditație informală, activă, cum zici. După ce încurajăm și exerciții ca și la sport, în sala, adică te duci într-un loc mai liniștit și practici, astfel încât să efectiv să exersezi atenția într-un mod prielnic, astfel încât în timpul zilei să poți și tu să, să fii mai prezent. Chiar dacă noi în timpul MBSR-ului o să facem niște exerciții așezat, în picioare, mersul conștient, mișcări conștient în care urmărim să simțim corpul, dar în viața de zi cu zi sau body scan, care noi într-un mod tradițional facem întins pe jos, dar de fapt ideea este că poți să faci în orice postură. Se vorbește ca tehnică, de exemplu, de plimbare conștientă. Și ce fac mulți oameni? Hai să ieșim în parc să ne relaxăm mintea, spunem. Dar noi, în timp ce ne plimbăm prin parc, ne gândim la tot felul de lucruri, la situația care a fost, la ce voi urma să fac, la ce decizii am luat, ce n-a fost bine, cum mă simt. Da? Tot
chiar dacă noi mergem în natură ca să ne aerisim mintea, dar nu suntem atenți la plimbare efectivă. Când ești la plimbare, de exemplu, prima lucru este nu să scoți telefon și să lași telefonul acolo și poate să concentrezi pe pași, cum se simte contact cu pantof, cum se simte aerul pe față, cum aerul te mișcă părul și fie că plăcut sau neplăcut, uneori te ustură frigul. Obrajul de la frig, da. Dar tu deja când ești în sensație, ești în viața, ești în prezent, ești cu tot aici și acum, îți trăiești viața. Valerie, mulțumesc pentru prezența conștientă în emisiune. Mersi și pentru deschiderea ta și ceea ce faci.